Salutare tuturor! Numele meu este Alin Burilanu și sunt fizioterapeut. Astăzi o să facem câteva exerciții despre cum putem să îmbunătățim stabilitatea umărului. Fiecare dintre noi am avut probleme cu umerii. Fiecare dintre noi am cunoscut ce înseamnă o durere a umărului. De cele mai multe ori umărul este de fapt o articulație care este mult spus o articulație pentru că este format din cinci articulații. Asta este și Prețul pentru mobilitatea care o are, pentru că este de departe cea mai mobilă articulație din corpul uman, fiind singura articulație din corpul uman care poate să facă mișcarea de circunducție. Bineînțeles, toată această libertate a mișcării, și bineînțeles, toate aceste articulații, respectiv cinci articulații care formează practic articulația umărului. Fiecare problemă la nivelul umărului, dat fiind faptul că libertatea de mișcare este extrem de mare, va avea o problemă legată de un impingement al umărului. Prin urmare, de cele mai multe ori, în problemele umărului, cea mai des întâlnită patologie este o patologie în care practic spațiul de alunecare dintre mușchiul supraspinos sau dintre osul humeral și omoplat propriu se micșorează. De aici, bineînțeles, urmează periartita scapulo umerală sau bursita subacromio deltoidiană tot pentru că acest spațiu se va micșora și, odată cu micșorarea lui, va crea un spațiu de alunecare mult mai mic. Dacă ne gândim la, la, la câteva exerciții pentru stabilitatea umărului, tot timpul pentru exercițiile în sta, pentru a îmbunătăți stabilitatea umărului, o să am nevoie de benze elastice. Un exemplu de bandă elastică este acest tip de bandă elastică sau o bandă elastică desfăcută, în care putem să avem un grad de libertate mai mare al mișcării. Primul exercițiu pe care îl putem face, din această poziție, permanent degetele mari sunt în față, iar unul din exercițiile foarte importante pentru a crea o stabilitate laterală a umărului, din această poziție împing cât de mult pot în lateral și cu palmele și cu degetele privind în sus, mă duc până undeva la 90 de grade, unde mențin 3-4 secunde, și cobor. Ok? Mențin 3-4 secunde. Și cobor. După cum vedeți, tensiunea trebuie să fie permanentă în lateral și, și degetele trebuie să fie tot timpul în poziția în care degetele mari sunt în poziția ok-ului. Okay Bun. Stau în poziția asta. Ridic. Mențin 3-4 secunde. Și las jos. Un alt exercițiu foarte important: coatele se îndoaie la 90 de grade, degetele în poziția OK, degetele mari. De aici împing în lateral cu fața dorsală a palmei și crez o mișcare în articulația umărului, în care încerc să poziționez coatele cât mai aproape de poziția anatomică, adică niciodată în poziția asta sau și mai rău de atât într-o poziție închisă. Tot timpul în aceeași linie cu palmele și tot timpul menținând o arie cât mai aproape de aria anatomiei. Ok. Alt exercițiu foarte important. De data aceasta iau o bandă elastică mai ușoară, pentru că deja banda scurtă a devenit mai dificilă și degetele mari sunt în, la, sunt în poziția ochiului. Okay de aici le duc cât mai mult în lateral și închid practic omoplații. Este o mișcare pentru musculatura romboizilor, în care poziționez umărul într-o poziție cât mai aproape de anatomia umană. Ok. Și mă întorc cât pot de mult cu ea într-o poziție finală. Mențin, bineînțeles, poziția finală 3-4 secunde. Ca și cum aș strânge între omoplați un pix. Alt exercițiu. Încep să fac exerciții puțin mai dificile în care odată mențin degetele în poziția ok, și de aici dau practic o mișcare de lateralizare la nivelul umerilor și încep să urc practic în poziția anterioară și mențin aceeași mișcare când mă duc în jos. Ok? La fel, șapte-opt repetări câte trei-patru serii. Alt exercițiu foarte important, coatele sunt lipite pe. pe pe, pe un perete, iar din această poziție încep să urc fără să, pri, fără să pierd distanța dintre cele două coate, adică fără să fac așa. Tot timpul, așa cum plec, așa mă întorc. Ok? La fel, 7-8 ture de sus în jos, și la fel, într-o variantă în care să fac 3-4 serii. Următorul exercițiu. De data aceasta, mâna stângă este mână stabilizatoare și nu are voie să intre niciodată în zona asta. Mâna dreaptă va fi mâna care va executa mișcarea. Prin urmare, asta este mâna care va stabiliza, asta este mâna care va lucra. Ok? Și mă duc în față și mențin. Asta la altă va sta. Acum stă mâna dreaptă și merg cu mâna stângă. Ok? Ok? Stop. 3-4 serii de câte 8-10 repetări. Alte exerciții foarte importante pentru stabilitatea umărului. Din poziția aceasta am găsesc un punct în care să leg banda elastică. Ok. Perfect. Iar, prima dată, din acest punct, adică niciodată nu plec de aici. Ok. Îmi țin mâna Într-o poziție anatomică, adică fără să fie prea în interior, fără să fie prea în exterior, și menținând mâna și, bineînțeles, cotul la 90 de grade cu, umă, cu cotul aproape lipit de corp, fac un pas în lateral, menținând practic mâna în această poziție. Asta fac pentru rotatorii externi. Ok? La fel, 10-15 repetări, 3-4 serii. Pentru rotatorii interni pot să fac același lucru, tot timpul, degetul mare în poziția ok tot timpul mâna într-o poziție care să fie în aceeași linie cu antebrațul și, bineînțeles, cotul să fie cât mai aproape de corp. Din această poziție o să izolez rotatorii interni, care sunt mult mai mulți ca număr și mult mai voluminoși decât rotatorii externi, și mă duc doi pași în lateral, menținând umărul într-o poziție exact ca la plecare. Dacă vreau să fac și partea cealaltă, o să mă întorc, bineînțeles, cu spatele către dumneavoastră și trag, implicit cu exteriorul trag. Am la fel câte 10-15 repetări pe fiecare în parte. Ultimul exercițiu pe care îl facem este un exercițiu cu mișcare în care, din poziția inițială, o să mă duc până în poziția asta pentru rotația externă. Ok? Și mă opresc la jumătate ca să stabilizez practic umărul. Ok? Iar la întoarcere, deslipesc puțin numărul și încerc să fragmentez mișcarea. Ok. Asta e pentru rotatorii externi, iar pentru rotatorii interni, același lucru, fără să duc foarte mult în rotație externă mâna, pentru că de cele mai multe ori, ducând mâna în rotație externă, o să irit rotatorii interni și implicit cu afa rotatorilor. Și de aici, cu degetul mare în poziția ok, trag în interior 5-6 repetări ca să încălzesc, după care încep să fragmentez mișcarea și odată mă duc, mențin față, jos, interior, exterior, față, exterior. Ok? Și interior, față, exterior. Folosim un program de exerciții în care utilizăm banda elastică pentru a îmbunătăți stabilitatea umerilor. Nu trebuie să uitați, orice patologie la nivelul umărului are la bază ori un impingement la nivelul umărului, adică o ridicare a umărului, sau un imbalans muscular care ține cont în primul și în primul rând de o turburare a stabilității articulațiilor care formează umărul. Numele meu este Alin Burileanu și vă aștept cu drag la următorul episod.